Bună, Capricorn, și bine ai venit la etalarea ta pentru primăvara astronomică a anului 2021. Această etalare este valabilă pentru perioada 20 martie, atunci când va avea loc echinoxiul de primăvară, până pe data de 21 iunie, atunci când va avea loc solstițiul de vară. Este o etalare astrologică și sunt foarte curioasă ce anume se întâmplă în viața capricornilor noștri în această primăvară. La baza pachetului avem un 3 de bâte, puterea și valetul de monede și lumea. Pentru unii capricorni m-aș gândi aici că ajungeți la un apogeu din punct de vedere profesional. E posibil de asemenea să aveți parte de roadele muncii voastre în această perioadă. Văd o victorie, o primă victorie pe care o aveți, însă nu discutăm aici despre faptul că se produce în totalitate acel deblocaj la care voi sperați. E o perioadă în care se cere de la voi foarte, foarte intens să fiți cât se poate de cumpătați, să încercați pe cât posibil să vă țineți în frâu toate dorințele, toate aceste lucruri care pur și simplu v-ar putea duce într-o zonă mai puțin plăcută. Toate aceste orgolii, toate aceste porniri pe care le aveți, e o perioadă în care se cere răbdare de la voi, se cere forță și aveți puterea necesară. Dar se anunță o primă victorie. Prima carte, în poziția primei case astrologice, este un 5 de spade. Prima casă astrologică vorbește despre influențe personale, despre personalitate, despre interesele voastre. Se pare că e o perioadă în care vă gândiți foarte mult la voi. V-am spus, e o perioadă în care sunteți provocați să luptați cu orgoliul vostru, sunteți provocați să luptați cu egoismul, da? Cu toții avem aceste părți noi, însă în această primăvară cam aceste provocări sunt pentru voi. Cinciul acesta de spade pe prima casă, iarăși vorbește aici despre faptul că parcă luptați pur și simplu cu mai multe arme, iar ceilalți parcă nu au nicio armă în mână. De asemenea, posibil din exterior să vi se facă și vouă o mică mare nedreptate. Dar eu tind aici să cred că puterea este la voi în această perioadă, posibil să fiți extraordinar de încântați de acest prim deblocaj pe care îl faceți. Dar, repet, dragii mei capricorni, este un prim deblocaj și de nicio culoare nu discutăm despre un blocaj, despre un deblocaj total. Dar, cine știe, vedem mai încolo. Iar și ca și energie pregnantă aici, simt energie de aer, gemeni vărsător balanță, iar la baza pachetului se simte foarte intensă energie de foc, în special leu, dar poate să fie vorba și de berbec sau săgetător. Mergem mai departe. Da, voi face doar cu o mână pentru că am pisica în brațe și trebuie să o mângâi. Ce să fac? Sunt mămică de pisici. Pe casa a doua aveți doiul de bâte. Casa a doua reprezintă posesiuni personale, reprezintă situație materială. E o perioadă în care vă gândiți foarte serios la viitorul vostru material, la situația voastră financiară. Parcă ori acest fapt, nu știu, poate
împlinirea voastră este undeva la distanță sau împlinirea voastră din punct de vedere financiar este peste mai mult timp, este în depărtare. Momentan poate aveți un anume blocaj, dar oricum ar fi, sunteți cumva la început de drum pe această zonă. Posibil de asemenea să discutăm aici despre zona internetului, care poate să fie foarte importantă pentru voi în această perioadă, în special pe zona finanțelor. Posibil și acest lucru. Iarăși, se simte foarte interesant aici această energie de foc, leu săgetător berbec. V-am spus, priviți foarte, foarte intens către viitor. Pe zona aceasta financiară. Poate sunt bani care vin de la distanță, iarăși posibil și acest lucru, nu spun nu. Mergem mai departe pentru casa a treia. Aici avem un 6 de cupe, foarte frumos. Casa a treia vorbește despre frați, surori, cunoștințe, despre modul vostru de exprimare, despre călătorii scurte. M-aș gândi aici că poate învățați ceva la care ați visat din copilărie sau poate învățați ceva legat de zona aceasta a copiilor pentru unii capricori. De asemenea, posibil să aveți de-a face cu persoane din familie sau persoane apropiate vouă, mult mai tinere, poate chiar copii. Veți avea un mod de exprimare foarte gingaș, poate chiar copilăresc în această perioadă și cu siguranță veți fi foarte, foarte dulci din acest punct de vedere. De asemenea, văd aici călătorii scurte, posibil prin locuri prin care ați mai fost. Iarăși, e foarte intensă, dar aici relațiile pe care le veți avea cu frații, cu cunoștințele, să știți că sunt relații karmice, sunt relații de suflete pereche și o spun și aici, suflet pereche nu înseamnă neapărat o relație de dragoste, da? O persoană cu care ai o relație de dragoste, poate să fie vorba și despre un prieten, despre o prietenă, despre mama, tata și așa mai departe, dar aici discutăm despre frați, surori, despre cunoștințe, despre copii. În mod special și spun copii pentru că avem acest 6 de cupe aici. Posibil să fie vorba și de persoane mai tinere. Mergem mai departe, pentru casa a patra avem un 5 de cupe. Casa a patra vorbește despre mediul familial, despre casă, despre locul în care voi trăiți. Se pare că se produc anumite schimbări aici, schimbări care nu prea vă convin. Poate să fie vorba de faptul că ori apare un copil, ori cealaltă persoană este foarte atrasă de zona aceasta a copiilor. Sau putem să discutăm de faptul că anumite copilării pur și simplu dărâmă așa anumite relații. Posibil chiar să vă rămână în picioare cumva doar câteva relații. Deci aici se produc schimbări. N-aș știa cum să vă spun dacă discutăm despre faptul că vă mutați sau discutăm despre faptul că se produc anumite schimbări. Eu știu, mai vine cineva în casă sau pur și simplu e cazul să vă mutați voi și atunci nu prea vă convine noua locuință. Posibil și acest lucru. Sau schimbarea care se produce presupune să renunțați la ceva anume și parcă vă uitați doar spre ceea ce renunțați, nu vă uitați la ce aveți în picioare și mai ales că puteți umple aceste cupe pe care le aveți în picioare din acest râu care curge fix în fața voastră, dar voi nu-l vedeți. Mergem mai departe pentru casa a cincea și aici avem un 7 de bâte. Interesant, casa a cincea vorbește despre zona plăcerilor, despre distracții, despre relații sentimentale, despre copii, despre creativitate, despre sexualitate. Și aici m-aș gândi că poate apare o persoană nouă în viața celelalte persoane sau chiar în viața voastră și vă cam provoacă. E o perioadă în care e posibil să fie mai multă tensiune în relațiile de cuplu, dar e o perioadă în care voi aveți câștig de cauză.
pentru că sunteți la înălțime, aveți o priveliște mai de ansamblu față de cum are cealaltă persoană, aveți și experiența necesară de asemenea. De altfel, aici nu știu de ce mi-a venit să spun că poate pur și simplu reușiți în această perioadă să îi instigați pe ceilalți, da, să se distreze mai mult decât de obicei, să vi se alăture într-o distracție anume, într-o călătorie, în niște activități care vouă vă fac plăcere. Posibil de asemenea să aveți de-a face, v-am spus, cu persoane mai tinere, să le învățați anumite lucruri. Văd o creativitate iarăși foarte mare la voi, în special o creativitate când vine vorba pe zona aceasta a strategiilor și multă sexualitate de asemenea. Mergem mai departe la casa a șasea, Steaua, wow! Casa a șasea reprezintă locul de muncă și starea de sănătate. Deci faceți o inovație la locul de muncă. Ori vă upgradați, ca să spun așa, updatați, mai bine spus. Încercați pe cât posibil să învățați lucruri noi, să fiți la curent cu tot ceea ce se întâmplă în această perioadă. Poate discutăm despre o tehnologie de ultimă oră care intră în sfera voastră de interes în această primăvară. De asemenea, poate deveniți mai cunoscuți în această perioadă, poate chiar aveți de-a face cu un domeniu care este foarte bine vândut pe piață. Pentru zona sănătății, tind să cred că veți aborda modalități noi de a vă trata o anumită afecțiune, asta dacă știți că aveți o problemă de sănătate. Pur și simplu parcă sunteți ghidați în această zona locului de muncă, parcă sunteți ghidați de noutățile care apar, parcă sunteți ghidați pur și simplu de sus. Și posibil acest aspect să fie foarte, foarte intens undeva spre solstițiul de vară, undeva pe 21 iunie sau undeva pe acolo. Precizez că aceste energii se pot simți și înainte de 20 martie, se pot simți și după 21 iunie, nimic de spus în asta. Interesant. Mergem mai departe. Casa a șaptea. Casa a șaptea. Avem un as de bâte. Casa a șaptea vorbește despre căsnicie, despre parteneriate, vorbește despre relațiile cu ceilalți, la modul general vorbind. Eu simt aici intens că veți cunoaște persoane noi, poate veți face activități noi la locul de muncă, posibil și acest lucru, parteneriate noi. Eu nu spun acum că vă lăsați de actualul loc de muncă, posibil să mai fie ceva pe lângă sau, după cum am spus, updatați ceva pe zona voastră profesională, învățați ceva nou. La job apar noi activități în care se cere să fiți implicați, posibil și acest lucru. Dar iarăși foarte intens aici, da, mi-a sărit tocmai pe șapte de bâte. Poate sunteți provocați, această idee pur și simplu vă entuziasmează. Dar revenind aici că tot mi-a căzut pe șapte de bâte, aici șapte de bâte este pe zona relațiilor sentimentale, asul de bâte este pe zona căsniciei. Posibil să apară o nouă persoană în viața voastră pentru unii capricorni. Posibil să fie vorba de un personaj dintr-o zodie de foc, leu, săgetător, berbec sau o persoană foarte luptătoare, o persoană posibil mai înaltă, slăbuță, o persoană care este foarte hotărâtă atunci când apare în viața voastră și posibil să fie o persoană care ori lucrează într-un domeniu de viitor, un domeniu de tipul vărsător, ca să spun așa, ori este o persoană care face afaceri, da, cu ceva legat de zona aceasta a viitorului. Foarte interesant. Mergem mai departe să vedem casa 8-a, casa morții și a renașterii. Este regina de bâte. Wow!
Casa 8 mai vorbește și despre datorii, despre cadouri, despre moșteniri, despre bani proveniți din alte surse. Posibil un personaj să joace un rol foarte important în viața voastră în această perioadă. Posibil v-am spus un personaj din Zodie de Foc sau dacă nu e așa, vorbim despre un personaj foarte pozitiv, un personaj foarte plin de viață, un personaj care știe foarte bine ceea ce își dorește. De asemenea, dacă sunteți femeie, cred că vă veți simți ca o femeie fatală, pentru că văd anumite idei, văd anumite acțiuni, cumva parcă reușiți și ori reintrați în contact cu persoane vechi, cu persoane pe care le-ați cunoscut cândva. Și atunci putem să discutăm aici despre planuri de viitor pe care le faceți împreună cu aceștia. Cumva nu e neapărat că vin bani din trecut, dar vin persoane, vin idei, e forța voastră pe care vă luați din trecut, e forța voastră pe care vă luați din ceea ce s-a întâmplat mai puțin benefic, ca să spun așa. De asemenea, posibil să se întoarcă un fost sau o fostă din trecut pentru unii capricorni și acest lucru să vă schimbe foarte mult viața. Dar nu e neapărat să fie vorba de zona iubirii, poate să fie vorba și despre o prietenă, despre o veche prietenă care se întoarce, cineva din trecut se întoarce și vă schimbă aici lucrurile, aș putea să spun. Posibil o persoană care a fost plecată la distanță sau o persoană cu care nu a ținut legătura decât pe internet sau o persoană care pur și simplu a fost la distanță de voi din punct de vedere socioprofesional. Foarte interesant. De asemenea, pentru unii capricorni, acum dacă știți că sunteți într-o relație și dacă știți că partenerul ar avea șanse să vă înșele, să știți că e posibil să apară o persoană din trecut, un rival sau o rivală, mă rog, o rivală, da, sau un rival, depinde dacă sunteți domn sau doamnă. Mergem mai departe, pentru casa noua avem un 2 de spade, o energie de aer foarte puternică. Iar casa noua vorbește de studii înalte, de călătorii îndepărtate, de relația cu spiritualitatea, de filozofia voastră de viață, la modul general vorbind. Aici m-aș gândi că parcă vă concentrați foarte mult pe anumite studii înalte pe care vreți să le faceți sau pe care le faceți deja. Pur și simplu parcă nu, parcă faceți totul doar din punct de vedere mental în această perioadă. Cumva faceți alegeri importante, dar doar cu mintea, parcă nici măcar nu vă ascultați sufletul. Poate să fie vorba și de o alegere de a face o călătorie îndepărtată. Sau faceți o călătorie importantă și îndepărtată, iar la finalul ei va fi nevoie să luați o decizie. Posibil și acest lucru. De asemenea, relația cu spiritualitatea, relația cu divinul nu este foarte bine aspectată în această perioadă și probabil din acest motiv nici nu vedeți lucrurile foarte clar și vă uitați în direcția greșită aici. Deci dacă acest personaj și-ar da această eșarfă, da, de la ochi și ar încerca să se descătușeze, cu siguranță ar putea să vadă și ce are într-o parte și ce are în cealaltă, da? Acest personaj fiind tot voi, da? Însă voi vă uitați doar spre aceste cupe răsturnate de aici. Deci relația cu spiritualitatea pare mai degrabă rece, ca să spun așa. Cumva tindeți foarte mult spre a gândi lucrurile mai mult decât a le simți. Mergem mai departe,
pentru casa a 10-a, avem un as de monede foarte frumos, dragii mei capricori. Casa a 10-a se ocupă cu zona carierei, cu zona protectorilor, cu zona șefilor, zona profesiei, societatea în care trăiți. Dar cariera voastră în mod special. După cum am spus, se anunță ceva nou la orizont, ceva nou care are legătură ori cu zona copiilor, ori discutăm despre ceva nou, ceva din care puteți să scoateți bani, e palpabil și e ceva la care voi ați visat în trecut sau poate ajungeți acolo printr-un suflet pereche, printr-o persoană de suflet sau prin niște persoane mai tinere, prin niște copii sau printr-o persoană pe care o știți de mult și care v-am spus că e posibil să revină în viața voastră și tocmai să vă facă aceste legături de care voi aveți nevoie aici. Deci zona carierei este foarte bine aspectată la voi. Poate începeți ceva nou, ceva inovativ pentru voi. Ceva care vă era destinat, pur și simplu. Mergem mai departe să vedem casa 11-a. Avem un 2 de monede. Interesant. Casa 11-a vorbește despre prieteni, despre speranțe, despre dorințe, despre visele voastre, despre companiile pe care le aveți, despre asociațiile pe care le faceți. Se pare că zona prietenilor este destul de bine aspectată, aș putea să spun. Poate aveți parte de persoane mai joviale, mai tinere, mai jucăușe, poate încercați pe cât posibil să mențineți o relație de stabilitate cu prietenii din jurul vostru, în această perioadă cel puțin. Pentru unii poate să fie vorba de un triu în care vă implicați sau în care sunteți deja și care ia amploare în această primăvară. Posibil un triu în care ați început să vă implicați undeva prin decembrie, dar nu-i pentru toată lumea. Acest 2 de monede de aici iarăși vorbește despre ideea de a jongla, repet, poate aveți două prietene sau doi prieteni foarte diferiți și atunci e cazul să împăcați și capra și varza. De asemenea, văd că aveți două dorințe diferite, două vise diferite și atunci încercați pe cât posibil să investiți și într-o parte și în cealaltă și într-o parte și în cealaltă și asta este foarte, foarte interesant aici. De asemenea, poate zona aceasta a prietenilor și a speranțelor de viitor, poate, nu știu, mai intervine ceva care vă pune pe voi să într-o situație în care e cazul să vă împărțiți în două părți, să încercați pe cât posibil să le și împăcați pe ambele părți. De asemenea, e cazul să luați o decizie pe zona aceasta a prietenilor, pe zona viselor, pe zona dorințelor. Însă în această perioadă v-am spus, voi pur și simplu evitați să luați o decizie. Iar ca și carte pe casa 12-a este valetul de spade. Casa 12-a este văzută de mulți astrologi ca fiind o casă mai întunecată, de alții este văzută ca fiind o casă a lui Dumnezeu. Per total, ea înseamnă inamici, obstacole, secrete, lucruri necunoscute, karma, lucruri pe care le-ați făcut în trecut și acum e posibil să iasă la iveală sau să le simțiți rezultatele, efectele în această perioadă. Dar valetul de spade aici mă duce cu gândul că e o perioadă în care ar fi cazul să fiți foarte atenți pentru că sunteți spionați, adică cineva se interesează de voi, posibil să fie vorba de locul de muncă. Deci cineva vă spionează acolo, cineva se interesează foarte, foarte mult de voi, cineva este foarte curios în ceea ce vă privește și posibil să descopere niște lucruri mai puțin plăcute. De asemenea, voi veți avea o curiozitate foarte, foarte mare la rândul vostru și e posibil să descoperiți niște lucruri mai puțin plăcute cu privire la niște secrete, ca să spun așa, niște secrete foarte, foarte bine ascunse acolo. Foarte interesant. Aveți o singură arcană majoră, steaua, ceea ce îmi spune că sunteți ghidați.
Este o etalare care îmi spune că sunteți pe un teren stabil, încă sunteți la început în ceva anume. Momentan nu se concretizează lucrurile extraordinar de bine, însă merg pe un făgaș absolut normal și cel mai important e că sunteți ghidați și că faceți această schimbare cumva, poate dacă vă updatați, depășiți acest blocaj cu siguranță. Aici e tot zona profesională, aici avem un nou început pe casa a 10-a și aici discutăm despre un blocaj pe zona financiară. Și dacă vreți să depășiți acest blocaj, e nevoie să vă updatați într-o situație anume din viața voastră, în general cu zona aceasta profesională. Poate chiar să aveți de-a face cu zona internetului unii, cine știe. Foarte interesant, dragii mei Capricorni, eu v-am pupăcit, vă mulțumesc frumos pentru vizionare și să ne revedem cu bine și la alte filmări.